Bună ziua și bun găsit! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Raja continuă investițiile în area de operare. Mănăstirea Cașin, veteranul Ioan Folea, sărbătorit la 101 ani. Veterinarii vin în ajutorul crescătorilor de porci. Raja ESA Constanța a semnat luni 16 noiembrie, în prezența președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Constanța, Florin Mitroi, și a directorului general Raja ESA, Aurel Presură, două noi contracte de lucrări derulate în cadrul programului operațional Infrastructură Mare. Aceasta vizează modernizarea și dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă și de colectare și tratare apei uzate în localitatea Valului Traian, județul Constanța, și în municipiul Onești, județul Bacău. Contractul de lucrări rețele de apă și canalizare Valului Traian reprezintă o nouă etapă semnificativă în cadrul extinderii și modernizării infrastructurii de alimentare cu apă, colectare și evacuare a apelor uzate din area de operare a Raja ESA, continuându-se astfel procesul investițional derulat prin programele ISPAS, SAMTID și POSMEDIU de creare a sistemelor regionale în sectorul apei. Contractul face parte din proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în area de operare Raja ESA Constanța în perioada 2014-2020, în valoare totală de aproape 600 de milioane de euro, finanțat prin programul operațional Infrastructură Mare. Investiția se va derula pe o perioadă de 22 de luni și vizează 5 obiective. Este vorba de reabilitare rețea de distribuție apă, extindere rețea de distribuție apă, extindere rețea de canalizare, stații de pompare, ape uzate menajere, cămine de decantare și conducte de refulare, 9 stații de pompare apă uzată, 9 cămine de decantare înaintea fiecărei stații de pompare apă uzată menajeră, cămine de reglare debit și monitorizare presiune. Reabilitare și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și a rețelelor de canalizare menajeră în Onești. Cel de-al doilea contract de lucrări semnat are o valoare de peste 71 de milioane de lei și se derulează în cadrul proiectului Dezvoltare infrastructurii de apă și apă uzată în municipiul Onești. Lungimea totală a rețelei de distribuție a apei potabile existente în municipiul Onești este de 72,78 de kilometri și are o vechime în anumite zone chiar și de 60 de ani. La momentul preluării de către Raja ESA, aceasta funcționa cu mult peste presiunile de serviciu, 3,5 atmosfere, ajungând în unele zone chiar și la 8 atmosfere. Din cauza conductelor învechite, aflate într-un stadiu avansat de uzură, se înregistrau frecvent avarii care conduceau la pierderi de apă în sistem în procente de aproximativ 70%, situație care se reflectă negativ atât în calitatea serviciului cât și în situația economico-financiară a operatorului. Contractul de lucrări se va derula pe o perioadă de 24 de luni și are în vedere atingerea următoarelor obiective: reabilitare și extindere rețelei de distribuție apă potabilă, extinderea rețelei de distribuție cu apă potabilă pe o lungime de circa 7.000 de metri, reabilitarea rețelei de distribuție apă potabilă pe o lungime de circa 19.000 de metri, lucrări speciale, este vorba de 3 subtraversări de cursuri de apă și 2 subtraversări de cale ferată. Realizarea 4 noi stații de ridicare locală a presiunii montate subteran, realizare sectorizare rețea de distribuție, este vorba de 37 de cămine de debit metru, 13 stații de pompare apă existente integrate în sistemul SCADA. Reabilitarea și extinderea rețelei de canalizare apă uzată menajeră, reabilitarea rețelei de canalizare în lungime de 3.500 de metri, extinderea rețelei de canalizare cu o lungime de 26.000 de metri, lucrări speciale, este vorba de 3 subtraversări de cursuri de apă și 3 subtraversări de cale ferată, 11 stații de pompare apă uzate și conducte de refulare cu lungime de 6.600 de metri, 4 stații de pompare apă uzată existente integrate în sistemul SCADA.
Toate investițiile, prevăzute a se realiza, vor fi dotate cu echipamente SCADA, integrate în sistemul centralizat de dispecerizare al Raja ESA. Mănăstirea Cașin, veteranul Ioan Folea, sărbătorit la 101 ani. Locuitorii comunei Mănăstirea Cașin l-au sărbătorit la începutul acestei luni pe veteranul de război, locotenent în rezervă Ion Folea, la împlinirea vârstei de 101 ani. Festivitatea a avut loc în apropierea monumentului ridicat recent în rampă la Folea, în prezența unui sobor de preoți în frunte cu părintele protoiereu Ioan Bârgăoanu. La eveniment au fost prezenți și primarul comunei Mănăstirea Cașin, Adriana Enache, și viceprimarul comunei Mănăstirea Cașin, Gelu Nicolae Zgăbârdici, și o parte din consilierii locali. Mai multe urmăriți în minutele următoare. Ești bine? Mulțumim! Dumnezeu, foarte, foarte bine! Da! Cu sănătatea? Sănătatea, stau bine, cu picioarele. Da, mulțumit! Că da. Pe unde au umblat și cât au umblat. Unde? Da. Ani. Un veacul de om. La ce vârstă ați plecat în armată? În 1942 am plecat în armată pe 20 februarie. Și câți ani ați mers? Am făcut armata la 27 Infanterii Bacău. De acolo am terminat perioada de instrucție, ne-a trimis la școala de gradați. Am făcut școala de gradați de sergent și am plecat, ne-a dat drumul în concediu de pe ce 20 de zile acasă. Aha. De unde că am stat numai 10 și ne-a chemat la unitate. Când am ajuns la unitate, toată lumea supărată, pregătire pentru pleca pe front. Și am pregătire și zi și noapte, te culcai seara la 9, la 11 alarma, afară toată lumea pe stadion, acolo câteva exerciții, de acolo plecam. Ca pe 23 august am plecat. Și unde v-a trimis? Am plecat pe front. Aha. Și am mers ca într-o noapte la ora 11 alarma. Toată lumea echipată afară în colonarea și direct la vagoane în gara Bacău. Ne-a băgat în vagoane și am stat acolo 2 zile și o noapte în gară. Nu, era linia foarte ocupată, circula trenul germane, nemțești. Și mai erau vagoane care se tea de câte o săptămână acolo cu evrei. Ăștia au suferit. Întindea mâna pe geam cu ușa, zicea că să-i dai un pahar de apă. De unică e santinierile care era plângă vagoane. Nu așa voi. Și ne-a făcut armata de seama. Și apoi am plecat de acolo și am mers, dar am stat mult prin gări, până am ajuns prin Polonia. În Polonia era o gară foarte frumoasă, pe sus cu tot. Și am stat și acolo, stau 2 zile, lung gară, linii separat acolo. Nu putea circula trenurile nemțești. Și unde v-a trimis pe front? În ce localitate? Sau unde ați ajuns? Unde ați ajuns pe front? Pe front era mare, nu știu cum. Nu vă înțeleg. Ziceți mai tare. În ce localitate ați ajuns până la urmă? Unde v-ați oprit? Localitate? Da. Păi am plecat de acolo și am ajuns în
am coborât în Stalingrad, în Rusia. Și de acolo am luat-o, l-am colonat și am mers pe jos 1000 de kilometri, zi și noapte. Noaptea mergeam, ziua mergeam și le spunea că mergem în sată cu tare și cărturim acolo. Miercuri 9 decembrie, parlamentarul european Dragoș Benea, în cadrul unei conferințe de presă, a făcut un bilanț al alegerilor parlamentare ce s-au desfășurat pe 6 decembrie 2020, cu plusuri și cu minusuri. Mai multe urmăriți în minutele următoare. V-am promis de săptămâna trecută că, indiferent de rezultat, vom organiza o conferință de presă. Nu este un secret că am spus și am afirmat că este un rezultat satisfăcător. Noi am avut un obiectiv de 2 senatori cu 5 deputați. La ora aceasta, înainte de a se face redistribuirea mandatelor oficial, pentru că Biroul Electoral Central încă n-a comunicat rezultatele finale oficiale, ne îndreptăm spre un deznodământ de 2 senatori de la PSD și 4 siguri de la PSD. Există o variantă, dar cu șanse mai reduse, să prindem și al cincilea deputat. Indiferent de deznodământ, dacă prezumăm 2 senatori cu 4 deputați, organizația județeană PSD Bacău este organizația cu cel mai numeros grup de parlamentari din Moldova, indiferent de formațiunea politică. Deci de la Vrancea, Galați până la Botoșan, Suceava, nicio formațiune politică nu are un număr de parlamentari mai numeros decât acesta, 2+4. Și sigur că este jumătatea plină a paharului, dacă pot să spun așa. Așteptăm rezultatele finale oficiale și dacă va fi să prindem și al cincilea deputat, cu atât mai bine pentru noi. Sigur că ne-am făcut și o analiză, avem analiza pe localități împreună cu domnul secretar al organizației, domnul Ionel Floroiu. Am pierdut voturi și din cauza absenteismului generat de inoportunitatea acestor alegeri, dar și de o stare de nervozitate generată de actuala putere. Actuala putere care a agresat biserica, a agresat micii producători și a dorit foarte mult aceste alegeri și n-a precupețit niciun efort de a-și maximiza rezultatul, care sigur a fost unul lamentabil la final, de aproximativ 25%, în ciuda faptului că, conform raportului OSCE, au beneficiat de implicarea vădit subiectivă și nelegitimă a președintelui Klaus Iohannis, cel care a făcut, practic, de-a lungul întregii luni noiembrie și decembrie, campanie pentru cei de la PNL. Este un raport întocmit de cei de la OSCE, care nu-i putem bănui de subiectivism în raport cu scena politică din România. Vă amintiți, numai departe de acum o săptămână, de acțiunile vădit pompieristice ale celor de la PNL, cu inaugurarea pe picior a centurii ocolitoare a municipiului Bacău sau semnarea cu 2 zile înainte de scrutinul electoral a unui contract, a celui mai mare contract de finanțare pentru județul Bacău de 472 de milioane de euro. Toate acestea au fost acțiuni triumfaliste, dar generate de iminența scrutinului electoral de pe 6 decembrie. Câteva mici și explicite analize referitor la ce s-a întâmplat în județul Bacău. În primul rând, trebuie să constatăm că am câștigat la Comănești, în fieful președintului PNL Bacău. Și dacă tot am vorbit de președintele PNL Bacău și de aritmetica dânsului, am văzut o declarație prin care a luat 22% și dacă se mai puneau cele 16 ale USR-ului, ajungeau la 38%. Țin să-l informez că este inexact și în afirmații și are și probleme cu aritmetica sau cu matematica, depinde cum doriți. 21,5% al PNL-ului plus 13% al USR-ului dă fix 30
34,5, oricum inferior scorului de 37% pe care l-a luat PSD Bacău. Sigur, diferența dintre PSD Bacău și PNL Bacău este una uriașă, de peste 15%, și este încă un argument că noi totuși am câștigat aceste alegeri în județul Bacău, deși nu ne-am atins, așa cum am zis, obiectivul de 2 senatori cu 5 deputați încă. Dacă tot vorbim de cifre și de partide și de alianțe și de lideri politici, trebuie să constatăm că un alt gen de aritmetică, adică fuziunea Pro-România ALDE 6+6 matematică 12, în politica reală a dat 3,6. Această alianță între fripturiștii de la Pro-România și cei de la ALDE. Un rezultat sub media națională a Partidului Pro-România, care este peste 4 puncte, și cu această ocazie a fost pulberată și alianța fripturiștilor constituită pe dorința celor de la ALDE și de la Pro-România de a obține funcții și în Senat și în Consiliul Județean. Vi amintiți și pe domnul Avran și pe domnul Necula și pe domnul Melinte și pe doamna Coșa cât erau de venali la sfârșitul lunii octombrie. Acum, dânsii temporar, unii, definitiv alții, părăsesc scena politică și poate că e mai bine așa. Noi la Bacău nu putem trece sub neobservat rezultatul la nivelul municipiului Bacău. Suntem primul partid, aproximativ 26%, dar dincolo de această victorie, e adevărat, la o diferență mică față de următorii competitori, am câștigat o echipă de conducere formată din Cristina Breahnă Pravăț, viitor senator, și doamna Ana Maria Egarmin, locul 3 la Senat, două colege inimoase, ambițioase, care au resuscitat o organizație ce a fost lăsată de izbeliște în ultimii 4 ani de fostul primar al Bacăului, cel care a reușit performanța să ia pe municipiul Bacău puțin peste 2000 de voturi. Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Bacău anunță o serie de măsuri care să le permită crescătorilor de animale sacrificarea și valorificarea porcilor în perioada sărbătorilor de iarnă. Decizia luată în contextul focarelor de pestă porcină apare ca urmare a solicitărilor venite din partea firmelor din domeniu care au afaceri în zonele unde s-au impus restricții, dar și a gospodarilor din aceste localități. Firmele din segmentul creșterii animalelor au cerut acordarea de derogări de la legislația europeană și națională în domeniu în scopul reducerii duratei restricțiilor impuse. În felul acesta, crescătorii de animale speră ca măsura odată aplicată să le permită valorificarea necondiționată a cărnii. Este vorba de comuna Răcăciun și localitatea Teiuș din comuna Parava, precum și Ruș-Ciutea, comunalitatea veche, unde au fost identificate cele mai noi focare de pestă porcină africană. Direcția Sanitar-Veterinară Bacău, împreună cu medicii veterinari de liberă practică, fac eforturi susținute pentru ridicarea măsurilor de restricție pentru focarele mai sus amintite prin aplicarea unui program intensiv de prelevare și de probare și testare, prin care se exclude prezența pestei porcini africane în toate exploatațiile din zona de protecție, respectiv de supraveghere, în conformitate cu legislația europeană în domeniu, au transmis reprezentanții de SVSA Bacău. Mai exact, au fost formate numai puțin de 23 de echipe de specialiști în prelevare de probe de la animale. Aceștia vor acționa în zonele de supraveghere, care includ 9 UAT-uri cu 27 de localități, precum și în zonele de protecție, care includ alte 2 UAT-uri și în total 7 localități. La acțiunea care debutează în această săptămână sunt implicate unitățile administrativ-teritoriale din zonele de restricție. Vor fi prelevate aproape 4200 de probe în zona de supraveghere și alte circa 2200 în zona de protecție. Acțiunea se va încheia în jurul datei de 18 decembrie. Solicităm sprijinul și înțelegerea cetățenilor pentru respectarea măsurilor impuse de autorități, având în vedere consecințele economice grave generate de apariția acestei boli, au încheiat reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare Bacău.
Joi, 10 decembrie, sunt mari șanse ca să plouă. Maxima zilei va fi de 3-4 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții va fi de doar -2, -3 grade Celsius. Vineri, 11 decembrie, continuă să se încălzească vremea peste valorile ce se înregistrează de obicei în această perioadă a anului. Maxima zilei va ajunge până la 7-8 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții se va situa în jurul cifrei de 0 grade Celsius.